De la maternitate am ajuns în fața Ministerului Afacerilor Interne, o clădire impunătoare, în subordinea căreia se află și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. În 1982 nu era totul computerizat și e lesne de înțeles că un funcționar de la Baia Mare a putut să facă o greșeală din pix, o greșeală care a schimbat destinele unor oameni. Ce este greu de înțeles este faptul că au trebuit să treacă 30 de ani ca această greșeală să fie reparată, să fie procese și să se facă tot felul de demersuri ca oamenii aceștia să înțeleagă cine sunt ei. Ei bine, Ghiță, cel pe care l-ați văzut ceva mai devreme la maternitate, n-a avut ocazia să-și cunoască propria mamă, pentru că el a crescut la orfelinat, dar a avut ocazia să-și cunoască adevăratul tată, despre care a aflat după 22 de ani de viață. Cum a fost regăsirea lor, vedeți acum. Suntem la 30 de kilometri distanță de Baia Mare, mai exact în localitatea Chelința. Aici unde în anul 2004, la vârsta de 22 de ani, Ghița a venit pentru prima dată să-și cunoască părinții, mai exact pe cei care l-au abandonat imediat după naștere într-un spital din Baia Mare. De fapt, pe cei care au crescut în locul lui un alt copil. Atunci însă Ghița nu a putut să-l strângă în brațe decât tatăl și asta fiindcă mama își luase viața înainte cu câteva zile ca el să o cunoască. Un gest greu de explicat. Știm doar atât. Mama a simțit dintotdeauna că cel pe care îl crescuse nu era sânge din sângele ei. Astăzi Ghiță dă ochii din nou cu tatălui. În 2004, când și-a cunoscut pentru prima oară familia, Ghiță a rămas surprins de diferențele dintre el și rudele lui. A rămas cu durere în suflet că n-a apucat să-și cunoască mama, iar cu tatăl nu a reușit să păstreze legătura. După 12 ani, Ghiță s-a întors, decis să-și revadă părintele. Intrat în satul în care, dacă n-ar fi fost schimbat la naștere, ar fi trebuit să copilărească, tânărul și-a dat seama că uitase complet unde e casa părintească. Am întrebat din om în om și în cele din urmă am ajuns la o căsuță mică, dărăpânată, fără gard, în fața căreia stătea un bătrânel. Ți-e groază, Ghiță? Am așa o emoție puternică, doar că nu l-am mai văzut de mult. Doar atât. Să vedem cum reacționează. Mamă, ce îmbătrânit. El e? Da, el e. Ce ai zis, am îmbătrânit? Da, foarte tare. Mereți copii, mereți copii, jo! Bună ziua! Bună, dragul tată! Bună ziua! Mereți copii, jo! Ce faci? Da. Ce pot? Cum te descurci? Dragul tată, știi ce? Vai de cap! Cred. Ai mai îmbătrânit tare bine să mănânc. Late. Dacă ești am. Pe da, normal. Corect. Adică... Sunteți tatăl lui Ghiță? Da. Mergi mai încolo. Ăsta e copilul meu. Deci e o problemă mai veche. Vă uitați așa lung la el? Nu că mă uit lung la el. E copilul meu, din sângele meu. Asta ați aflat târziu că e sânge din sângele dumneavoastră. Da. El avea 22 de ani. Da. El e din 82. Da. Născut. Doamne, eu nu îmi pierd mințile și copilul meu. Numai că a fost așa cum a fost atunci. Vă bucurați să-l vedeți. Am scos un alt copil, Balon Gheorghe. Și a zis doctorul, deci cum a fost atunci pe timpul alea. Balon Gheorghe. Deci nu Silaghi Gheorghe. Tu ești pe numele meu, Silaghi Gheorghe. Da. Dar ești de ce l-ați părăsit imediat după naștere? Nu l-am părăsit. Deci a fost așa atunci, cum a fost... De ce l-ați lăsat în spital? Doamne dragă, așa au fost treburile atunci. Deci banii... N-ați avut posibilități? N-am avut. Îl iubiți pe Ghiță? Cum să nu l-am? Da, aveți vreun regret? Să mă ierte. Eu nu sunt supărat. Eu m-am bucurat că ați sesizat într-un final, că în special maica mea, că ați luat un alt copil și ați simțit că nu este copilul vostru. Da. Și că v-ați întors după...
V-ați întors după mine, da, și vi s-a dat, da, un alt copil. Deci un a alt fost... copil, da. Deci nu, nu m-ați abandonat. Nu, nu, nu. Deci nu. M-ați lăsat în spital și ați revenit, da, la, la spitalul din Baia Mare ca să mă, exact, să mă luați. Ce mi-e rușine că-l văd cum e, adică cum e eu și cum e el. Da, nu te spune. Da, a luat-o deci pe altă o cale. O diferență foarte mare. Cum e tata acum? Îmbătrânit, dar îl pot recunoaște dintr-o mie. Așa cum mă recunosc pe mine, îl pot recunoaște și pe el. Acum, dacă s-o să mă, să mă gândesc, și m-am gândit de, de fiecare dată când l-am văzut, parcă m-am văzut pe mine, fizic. Și mă bucur foarte, foarte mult că seamăn cu cineva. Simți că aparții cu Ivan, da, nu? Da, da. Și-a cerut iertare. Eu și-a cerut iertare și în 2004, când ne-am cunoscut, da, doc. Și acum am cer iertare. Și eu l-am iertat de atunci. Și l-am iertat și când am crescut în casa de copii, pentru că în sufletul meu știam de ce am fost abandonat. Situația mea materială era mai sinistră. Mai bine acum. Păi, e mult mai bine acum. Ai ceva să-i reproșez? Nu, deloc. Eu mă bucur că mi-a dat naștere mama prin el și că sunt ceea ce sunt acum. Bravo. Și zic că dacă trăiam cu el, fără supărare, situația materială pe care o avem noi acum, era, nu ieșeam omul care sunt acum. Nu zic că, nu zic că poate nu eram... foarte rău, nici dacă trăiam cu el, dar cu ei, dar nu sunt sigur dacă, adică sunt foarte sigur că nu cred că îmi puteam termina liceul, facultatea și să o fi cunoscut-o pe nevasta mea. Sunteți mândru de el, așa? Da, da. Nu vă mai dezlipiți de el, no, gata acum. Nu, no, e copilul meu. Da, văd că ziceți asta cu lacrimi în ochi, vă bucurați. Da. Da. Dar de celălalt băiat știți ceva? De Gheorghe, Baloc, cel pe care l-ați crescut? Ala, cum să spun eu, doamne... Dumneavoastră l-ați crescut, nu? Da. Unde e? În Cluj. Ce face la Cluj? Căsătorit acolo, în Cluj. Da. De cât timp nu l-ați văzut? Păi nu l-am văzut de... Nici nu știu cum să vă spun. De ani de zile? Da, de ani de zile, da. Nu a mai fost pe aici? Nu, 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 nu. Și el vă spune tată în continuare? Balog, Gheorghe. Așa îmi spune tată, el așa știe, dar nici nu știe, ascultă-mă ce spun, nu știe că, care-i treaba, deci... El nu știe de fapt nu, că nu e copilul nu, dumneavoastră? Nu știe, el așa crede că e copilul meu. Mai aveți copii? Da, cu el 6. 6? Da. 6, da. Și vă vizitează ceilalți copii? Da, cum să nu. Da. De Rebecca, mai știi ceva? Da, oare câți ani are acum? 16 ani. Mare, e mare. 16. Nu mai ai văzut-o pe Rebecca, așa? Nu, 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 nu. Să vezi, e frumoasă, da. Și asemănă cu noi. Da, exact. Ghiță i-a pus tatălui o mulțime de întrebări. A aflat despre cum era mama lui, despre frații săi și despre cât de greu o duce tatăl. După nicio oră însă, cei doi au rămas fără cuvinte. Își cam spuseseră totul și începuseră să devină stingheri, ca doi străini. Faptul că era abia a doua oară când se vedeau, se simțea. Ghiță nu i-a reproșat bătrânului nici că l-a abandonat, nici că nu l-a mai căutat în cei 12 ani de când nu s-au mai văzut. Totuși, povestea lui este cunoscută în tot satul. Pe uliță s-au strâns zeci de copii dornici să-l cunoască, dar și mătuși sau unchi care îl vedeau pentru prima dată și care voiau să-i strângă mâna și îl rugau să revină la ei. Ios, așa cum îs și... Să-ți dai Dumnezeu să mă întreagă. Mulțumesc, la fel, în continuare.